Rigiditate și deschidere în fața dragostei lui Dumnezeu. Papa Francisca a reflectat asupra acestor două aspecte în predica ținută în timpul Sfintei Liturghii celebrate în Casa Sfânta Marta, inspirându-se din Psalmul 103, cântecul de laudă care spune Cât ești de mare, Doamne Dumnezeul meu! Sfântul Părinte a spus că dragostea a fost motivul care l-a determinat pe Dumnezeu să creeze lumea pentru a împărtăși cu noi din plinătatea Lui, pentru a dărui. Același lucru se întâmplă atunci când îl trimite pe Isus, darul suprem. Papa Francisc a reamintit și de scandalul pe care l-au simțit învățătorii legii, în fața frigii provocate de libertatea pe care ne-o dă Dumnezeu. Le era frică de dragoste, de aceea s-au refugiat în spatele rigidității poruncilor. Doar darul și libertatea transformă rugăciunea într-un cântec de laudă, de bucurie, ne dau sinenătatea vieții creștine și nu rugăciunea tristă a unei persoane care niciodată nu știe să primească darul. Sclavei datoriei a continuat Sfântul Părinte, dar nu ai dragostei. Când devii sclavul de dragostei, ești liber. Cum îmi eu la redenție, il perdono che Dio mi-a dat? Il farne figlio, col suo figlio cum primesc eu mântuirea, iertarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o, faptul că m-a făcut fiu ca pe fiul lui, cu dragoste, cu blândețe, cu libertate, sau mă ascund în spatele unor porunci ferme, închise, care mereu sunt sigure, între ghilimele, dar nu îți aduc bucurie deoarece nu te fac liber. Fiecare dintre noi se poate întreba cum trăiește aceste două minuni, minunea de a fi creat, precum și minunea și mai mare de a fi mântuit. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest mare lucru, să ne ajute să înțelegem ceea ce El făcea înainte de a crea lumea și anume iubea. Să ne ajute să înțelegem dragostea Lui față de noi, iar noi nu putem spune altceva decât ceea ce am spus astăzi. Cât ești de mare, Doamne! Mulțumim, mulțumim! Să mergem înainte așa! Prima de face el verso di noi e noi possiamo dire come abbiamo detto oggi sei tanto grande signore grazie grazie andiamo avanti così